Primele autobuze hibrid, partea unui contract în valoare de aproape 34 de milioane de lei, încheiat de primăria municipiului Galați cu un producător din Polonia, au ajuns la societatea locală de transport urban. Autobuzele dispun de motoare diesel Euro 6, un consum redus de combustibil, iar pentru alimentarea motorului electric se va utiliza un sistem de stocare în mers a energiei. E vorba de primele două autobuze hibrid dintr-un lot de 20 achiziționat de primăria municipiului Galați. Furnizor sunt cei de la Solaris din Polonia. Noi am mai avut colaborări cu dumnealor. Troleibuzele pe care le folosim în momentul de față sunt de la același producător. Suntem extrem de mulțumiți. Începem, să spunem așa, era de reformă pe partea aceasta de verde, de green, pe care ne-o dorim pentru orașul nostru. Acesta este un prim pas pentru a trece într-un viitor extrem de apropiat în zona autobuzelor verzi 100%, mă refer aici la full electric. Noile autobuze, cu o capacitate de 90 de locuri, vor asigura călătorilor mai multă siguranță în trafic și un confort sporit, inclusiv aer condiționat și încălzire, dar vor fi dotate și cu sisteme de ticketing, rampă pentru persoanele cu dizabilități, camere video și sisteme GPS. Aceste 20 de autobuze hibrid se adaugă celor 60 care le-am achiziționat în decursul anului 2019, respectiv începutul anului 2020. Deci putem spune că undeva 75-80% din parcul activ al Transurb va fi nou. Primele două autobuze hibride vor intra pe traseu imediat ce vor fi înmatriculate, urmând ca până la sfârșitul lunii aprilie să ajungă la Galați toate cele 20 de autobuze destinate transportului public.